Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Un an fericit, să-ți dea Dumnezeu sănătate pentru piesa pe care ai propus-o. Mulțumim, Mariana. El este Călin din Finlanda, rapidist. Faceți cunoștință, vă rog. Băi, eu propun ca în sfârșit, după 11 ani de emisie, putem să începem să avem tradiții. La fiecare reluare de sezon, să începem cu această piesă propusă de Mariana din Slobozia și cu acești tineri cântăceși, cântăcioși. Da. Ce să zic? Ar fi o variantă. Băi, avem deja multe mesaje, oamenii ne întreabă câte kilograme avem în plus, dar asta nu, e tot o pare a fi tot o tradiție. Jur. Nu, stai. Ok, să deci câte kilograme ați luat? Câtă salată? Nu, eu am 500 de grame minus. Serios? Cântărit frumos. Cu ce ocazie? Dimineață, cu fasting. Față de când ai plecat de aici? Față de când am plecat. Deci nu mai se mai mănâncă deloc dimineața, drept pentru care sunt nervos. Și da, de supărat. Când ești în tragedia asta? De o săptămână. Ah, practic, și nu poți să faci o excepție? Ce? În ce sens excepție? Să strici fasting-ul de la prima oră. Nu, tăticule, decât cu nimic, dacă nimic, vii nimic. Cu mici. Dacă vii cu mici acum, numai mici? Și cheat day. Mici e singura excepție? Depinde, dar sunt pe fasting, să știți. Și eu nu cred că ai de mâncare. Băi nu asta cred. Asta e o pâine de la... Deci asta, ieri a fost Sfântul Ion. Și nu puteam să vă înculim cu mâna goală. De ieri aici? Înțelegi? Nu. Dar nu, am făcut-o eu azi noapte. Stai, mă, că tu ești Ion. Da. La mulți ani. Mulțumesc, colegi. Ieri am uitat. Ce drăguț. Ăsta mă tentează cu... Știu, ei zis la mulți ani? Nu. Eu am uitat complet că e Ion, George. Am fost acasă la Iași. Am două borcane de zacuscă pe care vreau să le deschidem în dimineața asta. Ce e rămas așa, Luca? Am sperat că e salată pe... Ia că le pun eu la loc. Dar nu, că spune și alea. N-am mâncat salată befanul ăsta. N-ai mâncat? Ah, da, că ai fost plecat am la... Am fost plecat, vai de situația. Da. Da. Da, apropo de kilograme, am plecat cu 115. Mamă, bă, băiatule. Da, m-am dus acasă și am ajuns la 118. Nu, dar acum am 116, ceea ce e... Dar cum ai pierdut? Ai fost bolnav sau ce? Am fost și bolnav, am fost răcit. Auzi, dacă tot veni vorba, e cumva salată befa acasă. S-a dat. S-a dat, ai ras tot? Da. Bă, nesătuliși, mă, dar ai ajuns la chilele astea. Da, s-a dat. Am un kil 200. În plus. E bine. Ești mai bine decât credeam. Da. Un kil 200. Mă, sunt fericit. Dar cu ce ocazie te-ai făcut de râs așa? Da. Nu, așa a mers. Ce-ai făcut, frate? Treaba, am zis că ceva mers. Mai cumpătat, nu mai am vreo, da. Dar nu cred că acum ai să văd ce recuperez săptămâna asta, că am decongelat sarmale. Da, asta, dacă... Dobândesc o salată băf. O găleată, două de salată băf și rezolv problema. Da, nu, mi-asum. Acum îți asum? Da, sunt asumat, cum zice. Și am și o rezoluție să slăbesc după aia. Facem sport, ieșim. Pe frig se consumă calorii. Eu dau drumul la eliptică imediat. Okay. Și ce se întâmplă? Când ai drumul la eliptică, faci aer? Stai, o faci cu fereastra deschisă la balcon sau pe interior? Nu, că dacă faci cu fereastra deschisă, poți să o pneumonie și slăbești imediat. Nu, cam sunt împăfălit. Cum adică... ai? Deci tu faci eliptică cu fular? Nu cu fular, dar cu o bluză de training, cum cu o bluză pe didisubt, ca să transpire. Să băi, să transpire și să înțelegi. Da. Deci fereastra închisă. Fereastra o și lobatată în perioada asta, anule. O și bala. Ca să nu... O și lobatantă, o și lobatată. O și lobatată, da. Cum ar veni. Da. Vezi că e frig în perioada asta. Am văzut că vine ceva, o nenorocire, o năpastă vine peste noi. Foarte îngrijorat că nu am cauciucuri de iarnă. Nicio. Băi, n-aveți cauciucuri de iarnă? Băi, eu am avut cauciucuri de iarnă și am o pană pe dreapta față și mă tot chinui să cumpăr cauciucuri. Am greșit un set. Păi cumpăra greșit un set de cauciucuri? Da, eu am crezut că am cumpărat corect și când m-am dus să le montez... Și ce era incorrect? Adică eu sunt chiar curios, cu ce ai greșit? Era incorrect că dimensiunea era corectă și m-a descurajat domnul respectiv. A zis că sunt astea run flat. Mhm. Și că astea sunt super ramforsate. Mi-a și arătat cu deștul. Eu am zis că ramflet e mai bine. Că dacă mai fac bani, nu mă mai interesează. Da. Și mi-a zis că astea strică articulațiile la mașina. Că sunt mai grele, da. Dar mai grele și mai rigide. Ok, și mai care mai e hazul lor, adică de ce se mai fac? Băi, nu știu, dar mi-a explicat că pe talonul pe care l-am eu nu e bine deloc, că stric articulațiile și că e ca și cum aș merge cu roți de lemn la căruță. Și a zis că nu vreau să merg cu căruța așa de greu în viața mea. Așa că asta a fost. Și
Sper să nu mă prindă ninsoare. Adică înțeleg că ninge noaptea asta. Eu mâine ar trebui să mă duc să montez alte cauciucuri care cred că sunt corecte de data asta. Ai autobuz din Corbeanca? Ba da, mă, să știi că am autobuz. Mă lasă la Casa Presei Libere. Și de acolo pasă alergător. Îmi iau o trotenetă. Nu, de acolo ai soluții ca să ajungi. Ce soluție ai de la Casa Presei Libere? STB. Îți dau eu aplicație STB, deci, și vezi exact când vine, deci, și când ajunge aici. Practic, dacă plec de la 3 dimineața, cam așa cred că acolo așa se ajunge. De acolo așa. Dar o să fie frig. Băi, important e să nu ningă. Ce puțin mă curiești. Tu ce faci, mă, că dacă n-ai cauciucuri, tu ce faci? Băi, eu le am la țară. Cauciucurile. Deci, practic, trebuie să facă un grătar ca să și le pună sau nu ce? Le mai pun deloc. Le-am dus numai ca să nu le arunc. Că ani de zile am tot schimbat anvelope și le-am ținut și la hotel de la anvelope. Și n-a dădeam nins câteva sute de lei pe an. Da. Și n-a nins, frate. Și acum? Și le-am pus, da, în băulea. Oricum nu mă duc cu mașina, nu părăsesc județul. Deci mâine vii cu metrou. Nu, că am paia mică, am all season. All season, dar acum plus cu steluță, cu tot ce trebuie, adică sunt bombă. Ma, de la ce? Aia marea. Aia, cred că de anul ăsta, cred că o mărit. De 10 ani. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.